Stai cu minte, bă, nu am venit. Băi, nu mai băga seama cum mi-ai nervios și eu aia. Gata, nu. Da, dar rog și bine. Dacă vrei să nu te mai jignești și să-ți vorbesc cu râu, vezi frate de treaba ta, trece în partea aia, nu o ți-o mai căuta cu Simina, o lași în pace, sunt o grămadă de fete. Promit eu că mă bag eu cu ea seama, o necăjire. Hai de bagă-te că te lovesc eu. Păi stau numai pe capul ei. Pe ăsta în jur, îți promit eu că te jur. Abia aștept să te pun. Mamă, ce dor mi-a fost de tine. Deci, Alex, vreau să plânge sufletul în mine. Să se atingă de mine sau să-mi zică ceva. Dacă vreau, ascultă, am avut bun simț, nu m-am băgat în relația voastră. Hai, cum o să încerc să... Haide, dar te aștept, te aștept, come on, hai. Eu te-abia aștept. Hai. Hai. Te aștept. Te înjur de numai și de tine. Ce-i voie la cameră? De te fac să ieși afară. Ce-i voie la cameră? Haide, haide, Jador. Să mă duc în pat. Da, ce te voie? Abia aștept să te văd, să te strâng în brațe. Haide, să vezi ce... Poți să mă duc în partea aia? Nu cred, te-a trimis cu... Cum îi spune fată? Muca. Cu pinguinul dansator. Nu. Cum? Ți-a trimis bodyguardul după tine, Jador? Mamă, ce era să pic pe scări, să mor. Ce faci iubirea mea? Dumnezeu nu doarme. Ce faci iubirea sufletului meu? Da, asta te pun. Du-te de aici, te rog frumos, te rog, du-te de aici, să te lovezi, du-te, hai. Stai că cap pe obrățare. Dar du-te de lângă mine. Nu vreau să-mi zic așa de mine. Hai, ieși din fața mea, tu cu mine nu mai ai ce vorbi. Dar cum poți să-i permiți chestia asta? Doamne, deci du-te de aici, ești un sclav pentru mine. Deci ești un milog, ești ultimul milog și mi-e silă de tine, jur. Deci nu mi-a fost silă în viața mea de niciun băiat în viața vieților mele. Ascultă, dacă băiatul ăsta tu nu mai ai ce discuta cu mine, e ți-ar dat adevărata față. Dar nu mă interesează, du-te și bate-te cu el, nu mai veni să ameniți. Du-te, te rog eu frumos și du-te. Știu că tu ai putere de convingere asupra lui. Da, nu am nicio putere de convingere. Vreau să facă ce vrea el și tu fă ce vrei tu. Tu cu mine nu mai ai ce discuta și dacă mă mai atingi vreodată, jur că te voi scuipa sau o să te lovești, Jador. Nu mă mai atinge, poți să mă mai atingi. Bine, nu te atingi. Nimeni. Ba da, ieri nu ai dat de două ori cu piciorul așa în piciorul meu. Tu ești tu ai dat acum. Azi ai dat, dar sau nu te-ai băgat în seamă? Eu mi-am băgat în seamă vreodată cu tine să te ating? Doamne, ferește, dacă eu am vrut să te ating vreodată sau să mă bag eu în seamă cu tine? Doamne, ferește, și Dumnezeu Iisus, da? Dumnezeu Iisus? Da, și-o văzut cine s-a băgat mai mult în seamă cu cine. Oricum, orice om discut, eu tu te bagi în seamă. Acum, dacă nu te băgai tu frate, în seamă... Păi da, frate, dar cum poți să te... Păi, dar nu mai avea tonul ăsta, că pot și eu să vorbesc așa, nicio problemă. Păi dacă ești bolnav mental și nu înțelegi... hai să zic ceva, da? Ca să dau ție explicații, că tu ești ceva aici, ceva regizor sau ceva, nu știu de ce ești tu, da? Tu înveți pe toată lumea cum să vorbească și așa. Tu ai vorbit urât de Berna, ieri ai vorbit urât cu mine și plângi pe la Mari și peste tot că tu mă iubești. La Mari? Da. Mari! Ți-am zis vreodată că am plâns eu vreodată față. Dar nu am zis că Mari a zis. Ce-ai zis? Ai zis că la Mare, la Mare. Cine te-ai zis? Eu zic Mari, el aude Mari. Dar cine ți-ai zis la treaba sau? Nu contează, că nu știi tu vreun șef să dau ce explicații. Mari s-a plâns la hotel că nu se potrivește cu Benny. A vrut să se despartă de Benny, poți să-l întrebi, pentru că este în emisiune. Și tu nu te-ai plâns de iubitul tău? Eu plâns. Tu ce? Da. Tu? Da. Bă, tu l-auzi pe ăsta cum vorbește, pe deasă. Prea mult, Ia vine să băi, și tu nu mai... Băi, dacă tu n-auzi, hai să vorbim așa, hai să vorbim a zis asta sau n-a zis? Oricum nu-și fac nicio pediapsă, stai liniștit, poți să te dai de pământ, băi, aici. Tu n-ai greșit, acum ai greșit. Tu știi să te mai dai tu în ea când tu ți-e scârbă de omul lângă care stai. De tine mi-e scârbă, și mie de tine, de caracterul tău. Dar păi ce, dacă vede toată lumea, toată lumea nu-l suportă din casă. La un moment dat toți au zis că le scârbă de el. E adevărat.
Nu e adevărat, Bogdan, tu ai fost din prima săptămână, când toți îmi băgau în cap că de ce stau cu scârbosul ăsta și cum mirosea și toate lucrurile astea. Și am zis că nu mă interesează ce zic ei și am fost în continuare, dar acum chiar le dau dreptate, pe lângă că este cum asta, este. Dacă te combin cu el înapoi, ipotetic, nu. Da. Păi, când cu el înapoi, o să-ți dai toți dreptate. Dar tu crezi că în viața asta mea... Ipotetic, am zis. Nu există niciun ipotetic, pentru că în viața asta nu există doar Jador sau Alex. Dacă eu nu o să fiu fericită nici cu Alex, cum n-am fost nici cu el, nu o să stau cu Alex. Degeaba știți voi că o să fiu sau că nu o să fiu cu Alex, că nici eu nu știu măcar. Nimeni nu știe că dacă păi o să rămână. Poate să fie altul, nici măcar Alex, nici măcar Jador. Păi asta zic. Nu sunt obligat acum să ne emisiune cu Alex, să mă mărit cu el, să mă bătrânesc sau ceva. Păi dacă tu vezi că e mereu să ciocnesc și există conflictul ăsta, de ce li dai curs? De ce... Da, măi, tu crezi că nu m-am săturat de el? Când s-o pune televizorul așa, trebuie să-i spun lui Alex, Alex. Ignoră-l, nu mai băgam dar seama. Dar de câte ori am zis păi, ignoră-l? Păi așa... Vrei să-ți trimit prin screen de tu te-ai aliat cu Alex și ai început să-l înjur pe el. Pentru că nu mai suport Bogdan, ieri am vorbit cum a vorbit. Păi, dar hai să zic... Ieri eu glumit, că râdea ieri, când ai zis... Când ți-ai zis aia ieri cu moaștere, eu n-am auzit asta cu... așa... Da. Am venit de la faza cu moaștere. Când tu ești așa, tu ai început să râzi. Nu, și acum vii și zici că e argument. Ai râs? Nu. Te-am văzut că ai zâmbit, că... frate. Crede... Vrei să mă jur? Crede-mă că nici măcar nu mă făceam, mă făceam că nu le au, dar de câte ori te-ai certat tu cu Roxana, da? De câte ori ai jignit-o și de câte ori te-a jignit ea. Și ea te-a înjurat, te-a făcut nebun și așa. Și niciodată, pentru că asta înseamnă să ții la o fată. Dar el ce să țină, să nu mai zică vreodată în viața lui că a ținut. Nu e vorba de ținut, e vorba de bun simț, nu că țin neam. Păi dacă ții la o fată, ai respect pentru ea. Da, în primul rând, să-l respect. Păi ai respect pentru ea, adică cum? Dacă tu ții la mine, mă respect, n-ai cum să faci asta. Păi da. Sau de bună păi adică, să nu mai ține la ea. Da, dar uite, de exemplu, cum ești tu și cu oricine m-aș certa, de exemplu, n-aș putea să înjur. E fată și știu că dacă m-aș pune cu gura pe ea, mă termin. Prefer să... Tu ai înjurat-o pe Bianca în prima zi când ți-a adus tablou. Nu e adevărat. Ia... Bă, dar vrei să ai de telefon? Cum? Când te-ai dus în casă la băieți, ai vorbit urât de ea, că, oh, că nu știu ce, că face, că drege, că nu știu ce. Nu, cum vreodată să-mi zic că am gen... Că am scos să-mi ceară să-l refac sau așa, dar nu sunt jur, nu am jurat niciodată. Nu mă duc să mă uit acum, deci, da, fii atent, de ce faci dacă ai înjurat? Ce? Cu înjurături? Dacă ai înjurat, dacă ai zis ceva urât de ea. Dacă am zis ceva urât de ea la modul cum să fac asta, că e nesimțită sau așa, nu se pune, dacă am jurat-o, să fac ce vrei tu. De voi depinde ce o să fie afară. Da, frate, se bagă poate... toată bă, știi cum poate... se bagă neprea fericitul, vizi, mă, neprea poate fericit. Poate să zică oricine ce vrea, dacă voi vă iubiți cu adevărat și sunt sentimente, nimeni nu are puterea să vă rog. Alida sau Bianca? Ce cauți, mă? Să-ți zic, mă. Cine, mă, eu? Da. Bravo, boss. Așa te vreau. Întotdeauna să mă trimiți din. Păi mă gândeam, mă scriez, mă, băi. Eu sunt Bogdan Iordache, el e Bogdan Mocanu, să știe lumea, da? Hello. Cine sunt eu? Bogdan? Vreau să faci schimb. Iordache, mă, bă, îți dau mură în gură. Bă, bobicică, bobicică. Ești Bogdan, Bogdan. Hă? Bogdan. Ce zicea Mocanu? Orice zice Mocanu, să-l apere pe ăsta, că e prietenul lui, logic. Și dacă face o... greșeală imensă, probabil că tot o să-l apere pentru că e prietenul lui, de asta. Intrați! Bună ziua! Primiți cu Colin două mișoagăle? E, primim, tată! Ce să facem? Am venit și eu cu Sorcova să vă port așa puțin. Îți dai și bani? Nu vreau bani! Iordache, păi dar ne colinți pe degeaba, așa? Trebuie să fie aici să ținem un discurs. Hai, mă, să ținem discursul ăla, mă! Haide, că trebuie să te punem la da, interogatoriu. Am văzut că v-ați dat cu pravdă ceartă pe aici. Ce ați făcut? Hai să vă pupă și frumos. N-are rost. Să te încalmezi. Vrem? Da. Yeah, ce nu mai încalmezi. Deci fii atent, Bogdan. Dar vezi cum ai să fii de pregătit. N-are rost. N-are rost. Ba da, sunt, dar le pup. N-are rost, mai târziu. Hai că nu sunt importante pentru tine. Eu știu care sunt fetele importante pentru tine. Azi acum. Lasă vrăjeam. Ia uite cum. Și vezi că ție nu-ți mai zic secrete de ale mele, că am văzut că dai pe goarnă. Bogdan, că rămânem pe noi, că nu zic la nimeni, pisicuță. Ce? Frate, ți-am zis ceva. Am zis. I-am putea lua la sigur, frate. Zim ce vrei să zic. Mă, i-am putea lua la sigur. Pinocchio, îți crește nasul, Pinocchio. I-am putea lua la sigur, ți-am și zis. Îți crește nasul, Pinocchio.
Ce că le-a dat, că-i vrea ceva, că e invitul meu și Bogdan, da? Nu ne saluci pe noi? Păi eu v-am spus să mă duc să le saluci. Știi că lui Bogdan îi place de Roxana? Doamna, vrea să fie fată, doamna. Mamă, Talita, ce sexy ești. Și Iancul a luat la sigur. Bă, să vezi tu, Leon. Ce zici de fata eu? Nu-ți mai zic nimic. Jur că nu e, mă, eu nu mă jur prost. Vezi că eu nu mă jur niciodată în emisiune. Nu, nu are lapte aici. Nu i-am zis, ce? Cum are lapte la... L-a luat Iancul la sigur. Da. L-a luat Iancul la sigur și... Asta cred că i-am zis eu. Bă, Iancul te-a luat la sigur, bă, nenea. Lasă-mă, schimbă subiectul. Dacă el ar forma un cuplu, că el ar forma doar așa de dragul televizorului și atunci. Cine? El, poate. El, da. Bă, dacă era cuplu forțat, începeam înainte să vină Marinela cu oricare fată din casa asta. Și eu am mai avut un cuplu așa de show. Bă, dar dacă voiam să fac show, făceam show pe barba mea, să apar și eu măcar pe zi. Dar asta liniștea cu un banca mea. Nu stăteam să înjur pe aici și pe exact să vină camera pe mine. Vezi că e mort după mine și mor și fără mine. Și tu ești moartă fără mine. Păi, dar nu vreau să mai mă vadă ei. Păi, dar nu mai vorbea așa, că dacă tu ai murit și eu aș muri. Ce? Chiar ai sentimente pentru Simina? Nu. No. În momentul în care am intrat eu în casă, Alex, nu conta nimic pentru tine. Sunt conștient de chestia asta. Iancu, te-ai împăcat cu Roxana? Nu. Ne înțelegem mai bine ca foști, da, decât ca și eu. Ca și foști, dar mie îmi plac tăchinările astea. Dar acum lupți și pentru Mari, Iancu? Nu, doamna Andreea, doar glumeam. Da, glumă, neglumă, dar uite că Mari vrea să te despartă de Ben. Știai că Mari vrea să te despartă de tine? Am auzit acum. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17!